Bună ziua tuturor! Astăzi am să fac un video cu privire la un upgrade la colectorul de gaze și condens. Colector de gaze și condens prezentat într-un video pe canalul meu de YouTube. E explicat acolo ce și cum face. Spun un upgrade pentru că a trebuit să-l schimb din două motive. A avut două defecte. Unul era prea mic. Colecta foarte, foarte mult, nu m-am așteptat să colecteze atât de bine, în jur de 10 ml la 100 km, asta însemna că trebuia să-l desfac, să-l dau jos în fiecare, aproximativ în fiecare lună, să-l golesc. Nu mi-ar fi convenit pentru că de fiecare dată ar fi trebuit să schimb colierele cu care era montat pe mașină, asta însemna consum de resurse și na, nu e ok. Al doilea motiv pentru care am decis să fac upgrade-ul ăsta e faptul că materialul din care era făcut colectorul, și anume plexic, era mai casant și din cauza ciclurilor repetate de temperatură extremă, înaltă și joasă, și din cauza vibrațiilor provocate de furtunul de gaze care duce la galeria de admisie, a fisurat. S-a fisurat, a dezvoltat o fisură de aproximativ un centimetru, care dacă era lăsată, probabil că s-ar fi transformat într-o ruptură. Bun. Păi, upgrade-ul, versiunea 2.0, înseamnă schimbarea recipientului vechi cu un recipient nou. Cu siguranță va deveni... Voi face versiunea 3.0, să zic așa, și va deveni mai bun pe viitor. Deocamdată e vorba de un recipient de 0,5 litri, 500 ml, dintr-un material mai flexibil. Am să și vi-l arăt. Înainte am să pornesc motorul să-l vedem în funcțiune. E cam aceeași. Gazele vin în partea superior, este aici, ajung aici, ajung în recipient unde se condensează, dacă se vede că e condensat, și e tras pe aici, prin furtunul care merge la admisie, în spate. Cam asta e principiul mașinii. Upgrade-ul constă în recipient. Recipientul e mai flexibil. Nu crapă. Are și un dop de golire pe care o să-l folosesc în momentul în care să se umple. Să vă arăt chestia. Iată cât de mult lucrează. Am să facă și... Am să acopăr calea de intrare a furtunului, a vacuumului. Iată ce vacuum face. Ok. Deci avantajele sunt categorice, prin prisma faptului că în jur de 5-6 luni să se umple bidonașul ăsta. Și bineînțeles, fiind materialul mai flexibil, nu se clapă din cauza vibrațiilor provocate de furtul nostru. Și lucrează, văd că s-a acumulat de fapt. S-a acumulat aici, un pic ieri l-am schimbat. Abia ieri l-am schimbat și deja a acumulat în jur de 5 de litri, să zic așa. Ok. Sper să mai fac un video și cu, să zic așa, viitoare versiune 3.0.
Intenționez să schimb și pe asta cu un recipient cât de cât mai profesional. Până atunci, vă salut și vă rezolvă bine.